loc de dialog. Argumentul contează. Bună seara și bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Loc de Dialog. De la microfon vă salută Cristina Popescu, de la pupitrul regizoral Galina Madan. În ediția de astăzi vom discuta despre evenimentele politice cu care s-a încheiat anul 2019, evenimentele politice cu care au început sau a debutat anul 2020. Și în acest an este și anul 2020, este de fapt un an electoral, așa cum a fost anul 2019. Vom vedea cât de furtunos sau cât de liniștit va fi acest an electoral. Ce se întâmplă cu relațiile externe în Republica Moldova, relațiile externe ale Republicii Moldova, care, ce schimbări ar putea avea loc pe arena politică de la Chișinău până la alegerile prezidențiale, dar și înainte, dar și după, cum se vor cum se vor uni partidele pentru a câștiga încrederea electoratului. La aceste subiecte vom încerca să discutăm în această seară cu invitații mei, cu analiștii politici Roman Mihăieș și Viorel Cipotaru. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnilor invitați, spuneam la începutul acestei ediții, este prima emisiune pe care o facem cu analiștii politici, am mai fost în vacanță, au mai fost câțiva politicieni. Este timpul totuși să mai cunoaștem și opinia analiștilor politici, să mai comentăm ceea ce se întâmplă pe arena politică din țară. Iată, pentru că am zis, sunteți primii care ați venit în acest an la noi în studio, vreau să ne spuneți cum vedeți anul 2020 din punct de vedere politic. Va fi unul mai liniștit comparativ cu anul 2019 sau va fi unul la fel de zbuciumat cum a fost 2019? Eu cred că noi nu putem plasa așa într-un mod comparativ anul acesta va fi cu anumite probleme și succese, realizări și va fi un an unic. Eu nu cred că el va fi unul mai tumultuos sau unul mai liniștit ca anul trecut sau anul 2018. Niciodată nu știi ce poate să se întâmple. Republica Moldova în general este o țară a minunilor, dar vreau să vă contrazic. La 1 ianuarie nu prea am văzut evenimente politice. Adică în sensul acesta mai degrabă aș spune că există o quasi lipsă a evenimentelor politice. Da, există cadrul în care politicienii se întrunesc, activează parlamentul, guvernul, partidele politice, dar ca atare evenimente politice nu prea am văzut despre care noi am putea vorbi sau care ar putea determina anume această evaluare cum va fi anul 2020. Dar el, acum societatea în general este caracterizată pentru un grad foarte înalt de depresie, lipsă de idei, lipsă de viziuni, lipsă de direcții strategice în care ne-am mișcat. Activitatea atât a guvernului, în general a clasei politice, este dictată foarte mult, într-o măsură mult mai mare decât în ultimii ani, de către anumite aranjamente geopolitice, de situație geostrategică, și este un lucru absolut evident. Pe de o parte, menține Republica Moldova într-un cadru standard a unei guvernări programate și a unei guvernări, dacă doriți, și impuse, dar pe de altă parte nu permite noi evaluări în sens cel puțin negativ, cum a fost furtul miliardului sau încălcările flagrante a democrației, cum s-a întâmplat în cadrul guvernării democratul socialist, acum e socialistul democrat. Deci partea pozitivă a lucrurilor astăzi este într-o stare de refrământare sau frământare, pur și simplu. Eu cred că noi asistăm la o redimensionare a clasei politice din Republica Moldova din nou. Și lucrul acesta nu trebuie să ne mire. În general, activitatea partidelor politice devine tot mai scurtă și mai scurtă.
și practic noi mai puțin vedem partide politice active în Republica Moldova care să reflecte anumite idei, ideologii sau chiar interese a unor grupe de cetățeni. Mai degrabă sunt echipe manageriale care folosesc ideologiile, folosesc anumite stereotipuri ale acestor interese pentru a obține putere. Domnul Miheș, cum vedeți dumneavoastră în 2020? Da, sigur că este un an electoral în care vedem că anumite forțe politice deja încep să discute despre viitori candidați, despre scenarii. Am văzut că s-a declanșat o discuție despre un candidat din partea segmentului de centru-dreapta și dreapta, cu care ar fi mai bine să candideze, care are mai multe șanse. Deocamdată nu s-a identificat o soluție. Și președintele Dodon într-o emisiune a anunțat că încă nu s-a decis dacă va candida, cu toate că are asta în plan. Cred că mai există o lună, două până când se vor clarifica aceste lucruri. Se începe sesiunea parlamentară săptămâna asta, din câte cunoaștem deja. Chiar mâine va fi prima ședință. Chiar mâine, da. Și deja s-au făcut și câteva declarații pentru ședința de mâine. Știm că există deja o susținere a guvernului Chico din partea PD-ului, că era o întrebare dacă PD-ul mai susține sau nu. Iar am avut răspuns cert că deocamdată PD-ul mai susține. Cel puțin azi Pavel Filip a ieșit în briefing și a zis că va susține proiectele sociale? Da, deci și Pavel Filip și domnul Candu și domnul Jizdan au anunțat că guvernul va fi susținut, dar au făcut anumite, să zic așa, mențiuni, cel puțin în ceea ce ține de politica națională, care eu, domnul Jizdan a spus ieri că ceea ce ține subiectele limbii vorbite, identității, ei nu vor susține aceste proiecte ale socialiștilor. Și au atenționat ca ele să nu fie puse pe ordine de zi, să se pună accentul pe proiecte sociale, economice, infrastructură și altele de genul ăsta. Da, sunt de acord aici cu domnul Cibotaru că nu are parte, s-a demonstrat în perioada 7-14 iunie 2019 că geopolitica joacă un rol mare și tot, deja practic influența forțelor externe a fost determinantă în schimbarea puterii politice și monitorizarea și din partea Uniunii Europene și din partea altor structuri, dar și din partea Rusiei, să o spunem sincer, ea este prezentă, vedem cum se mișcă forțele în teren. Deocamdată, cred că nu putem vorbi despre altceva decât despre un guvern tehnocrat care se sună de două forțe politice, dar care încă nu sunt pregătite să formeze o alianță politică, PD-ul și PSRM-ul. Deci este un guvern care s-a construit în jurul unui premier care a găsit limbă comună cu două entități. Partea pozitivă a domnului Chicu este că el este finanțist, că el nu se implică în geopolitică și în politică. El și-a propus să realizeze niște proiecte de infrastructură și sociale. Să vedem însă dacă se vor găsi acele finanțe care s-au se caută, să zic așa. Pentru că știm că în Federația Rusă era vorba mai întâi de 500 de milioane. Acum se discută deja de 200 de milioane. Ieri președintele Dodon a anunțat la televiziunea națională. Să vedem care vor fi ajutoarele din partea Uniunii Europene, din partea altor donatori, dacă vom avea sau nu vom avea un nou acord cu Fondul Monetar Internațional. Aceste lucruri sunt foarte importante în ecuația celor ce se vor întâmpla în viitoare câteva luni de zile. Da. Domnul Cibotaru, dumneavoastră spuneați că anul 2020, bun, începutul, cel puțin până aici, nu a fost unul semnificativ din punct de vedere politic. S-au întâmplat foarte, practic nimic nu s-a întâmplat, da? Lumea este pasivă. Primul test pentru 2020 vor fi alegerile din martie. Primul test politic. Vreau să ne spuneți cum credeți, cât de importante sunt aceste alegeri parlamentare din Hâncești, din circumscripția Uniunii Nominale numărul 38 și ce rol ar juca aceste alegeri pentru alegerile prezidențiale. Ar putea cumva să ne dea așa un tablou ce se va întâmpla la celelalte alegeri? Nu cred. Este un eveniment important atât pentru Hâncești, să aud dreptate, este un test, numai că nu este un test a forței partidelor politice, este un test mai degrabă emoțional. El nu poate să influențeze nici coagularea dreptei pro-unioniste, nici coagularea dreptei liberal-democrate, nici nu poate să consolideze sau invers să influențeze guvernarea socialistă-democrată.
Așa că, deci, nu poate să aibă un impact major, atât cât emotiv. Da, vedem că emoții sunt multe, mai ales în cadrul blocului acum și relaționarea blocului acum față de alte partide de dreapta, dar asta e toată intriga. El nu poate influența rezultatele direct alegerilor prezidențiale. Când am spus că nu sunt evenimente, pentru mine alegerile prezidențiale au doar un singur, două scenarii. Primul scenariu în care acei candidați, deci repetarea scenariului anului 2016, cu doi candidați consacrați, cu un sprijin major și constant de toate sondajele, cu backup politic foarte serios, cu sprijin și suport și fundal geopolitic foarte clar și evident. Asta e primul scenariu care nici nu trebuie prea mult discutat, pentru că el este la suprafață, el este pe masă, cum s-ar zice. Și al doilea scenariu, când cineva din acești candidați, dintr-un cauză sau alta, poate ieși din joc. Fie voluntar, fie impus de circumstanțe sau de alte întâmplări. Și atunci se deschide intriga, atunci apar alte tentații pentru partidele politice de a face anumite coaliții sau invers, de a-și schimba anumit, având în vedere ținta fotoliului președintelui. O altă chestie care ar putea este mai puțin vizibilă. Deci activitatea legislativă, modificarea legislației, ea nu știu cum a trecut în umbră, dar ea este foarte importantă. Da, vedem un practic, toate partidele și-au luat un fel de time-out, nimeni nu abordează problemele modificarea Constituției, de reformatarea regimului politic, ceea ce a constituit una din țintele dezbaterilor publice din 2017-18. Mă refer și la modificarea sistemului electoral și nu văd prea mare entuziasm și stof și narrative nici în societatea civilă, nici în cadrul academic sau politic, care ar putea nuanța anumite bătălii politice în cadrul alegerilor prezidențiale. Deci și am spus că fonul este foarte depresiv, nu prea vedem posibilități, nu vedem în spatele liderilor politice niște idei care ar putea inflama sau care ar putea... Care fapt se datorează acest pesimism? În primul rând, conjuncturii internaționale, asta absolut evident. Acelor noi suntem într-o perioadă de timp când globalizarea cuprinde inclusiv și comunicarea, inclusiv și realitățile politice dintr-o țară sau alta. Republica Moldova este completamente conectată la tot acest spațiu universal și deci noi nu putem să nu fim influențați de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, ceea ce se întâmplă în Ucraina, în România, în Federația Rusă, în China, vedeți cât de tare suntem conectați acum. În al doilea rând, problemele absolut presante pentru Republica Moldova, în primul rând problema demografică, în al doilea rând problema deci ecologică, Nistru, resursele, accesul resurselor la apă, lipsa resurselor naturale și de ce și multe decizii politice trebuie configurate în funcție de unde o să luăm noi petrol, benzină sau alte mărfuri și așa mai departe. Și în al treilea rând, deci problema demografică, problema ecologică, de economie nu m-aș atinge pentru că aici lucrurile sunt destul de stagnante. Noi nu avem suficient curaj să lansăm ceva care ne-ar scoate din acest mediu abitual în care ne aflăm ca o țară consumatoare și nu ca o țară mai puțin producătoare. Și aceștia sunt factorii care determină răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Domnul Mihăieș, alegerile parlamentare cum vor fi, vor influența? Sigur că în mod direct m-ați m-ați întrebat și pe mine de parlamentare prea devreme. Eu asta am... Circumscripție sau altceva? Pe circumscripție. Pe circumscripție. Dacă doar este de pe circumscripție. Dacă vorbim despre cele de circumscripție, pentru că mai există și altă întrebare. Da, este și un alt scenariu. Care poate fi discutată dacă pot să aibă loc sau nu alegeri anticipate parlamentare. Da.
dacă vom atinge acest subiect mai târziu. Neapărat atingem și discutăm. Acum ne referim doar la circumscripții. Sigur că în mod direct ele nu influențează alegerile prezidențiale, însă oricum, în dependență de rezultatele care vor fi acumulate de candidați, va conta o anumită matematică parlamentară, în primul rând, pentru că se poate configura o nouă majoritate deja, dacă analizăm toate posibile combinații din Parlament, dacă câștigă în acea circunscriptă, de exemplu, PAS-ului sau Socialiștilor, aceste două partide în premieră vor putea să aibă majoritate parlamentară simplă. Ceea ce tot e o discuție care poate cândva să fie pe acest subiect. Trebuie să facem o mențiune importantă că liderii acestor partide nu s-au lansat acolo. Era așa o versiune că va merge sau Maia Sandu sau Andrei Năstase sau ambii. Ei au decis să trimită pe altcineva acolo, să susțină alți candidați. S-a lăsat cu un puțin scandal acolo la PAS, că știți foarte bine că domnul Cobzac a făcut o figură specială, candidează independent și nu s-a supus linii partidului, e și excus din PAS. E clar că lucrul ăsta deranjant pentru partid, cel puțin în această etapă, nu a dat bine, dar nu cred că va avea influență pentru PAS în plan național sau la sondajul Maia Sandu. Chestia asta este, se va trece cu vederea, se va uita după acest scrutin acest lucru, dar contează foarte mult ca rezultatul candidatului PAS care rămâne în această circunscripție să fie unul cât de cât bun. Că dacă va fi un rezultat slab, într-un fel sau altul, va lăsa teren pentru anumite interpretări. Vorbeați de o nouă majoritate parlamentară. Cel puțin Maia Sandu a dat de înțeles că ar fi gata să facă o alianță cu Partidul Democrat. Partidul Democrat, Pavel Filip, deocamdată nu spune nimic exact ce ar putea să facă mai departe. Săptămâna trecută Igor Dodon a declarat că și a îndemnat partenerii de opoziție să nu ardă podurile pentru că ar putea să se mai așeze la masa de negocieri. Cât de real ar putea fi acest lucru? Sau cum vedeți, cum ar putea să se reprofileze această nouă majoritate parlamentară? Dintre cine și cum? Cred că, pe de-o parte, tot vorbesc despre faptul că ea este ireală în mod practic. În primul rând, din experiența mea, pot să vă confirm că odată ce și ambele partide practic coguvernează și coguvernează în mod eficient, adică și-au așezat oamenii în funcții, și-au asigurat, au făcut deci separarea influențe în diferite ministere, în diferite zone și deci s-au ancorat. Deci, practic, o bună parte din reprezentanții democrații au rămas să controleze domeniile pe care le controlau și guvernarea precedentă. Și deci eu nu-mi place cuvântul tehnocrat, nu cred că el este tehnocrat. Dar nici nu tehnic, pentru că, de fapt, programul acestui guvern este totuși una politică, nu este una pur tehnică, este foarte politică și inclusiv și acele ajustări la program, tot au fost politice, nu au fost tehnice. Și există o noțiune foarte clară în politologie, guvern care e caretaking government, deci guvernul care anume este destinat pentru o perioadă de tranziție. Ori acesta nu a fost un guvern de tranziție. A fost un guvern, misiunea principală căruia era să umple golul după eliminarea atât a lui Plahotniuc cât și a acumului și, de fapt, să asigure realegerea președintelui în calitate președinte a lui Dodon. O misiune foarte clară și de ce? Dar asta nu e o misiune tehnică, este o misiune politică, cu tentă geopolitică, este evident. Dar asta mai puțin contează.
Un mic comentariu. Eu cred că era absolut evident că nici Maia Sandu, nici Andrei Năstase nu pot și nu ar trebui să candideze în această circumscripție. Pentru că nu. Exact. Și părăsind Parlamentul, ei, de fapt, ar face o mare greșeală dacă s-ar întoarce. Deci asta ar însemna că ei nu țin cont de așteptările oamenilor și de promisiunile pe care le dau. Pentru că atunci când vin și luptă pentru un mandat, deci, practic, ar eroda întreg narativul atunci când vii și ceri mandatul de la oameni să fie ales pentru a îndeplini anumite funcții în Parlament. Și dacă tu cu atâta lejeritate schimbi acest mandat, ba te duci în Parlament, ba te duci în Guvern, exact același lucru e jucat o festă și lui Păhătniuc, care arunca cu mandatul imediat cum îl primea, etc. Și asta, după câte am văzut, nu i-au adăugat credibilitate. Deci, așa că a fost o mișcare foarte clară și cinstită, dacă doriți, față de electorat. Dar eu, deci, ceea ce s-a întâmplat în acum este un trend, nu este doar el reflectă o nemulțumire atât internă din acum vis-a-vis de aflarea sa la guvernare și modul cum s-a ieșit. Este, probabil este benefică această discuție, orice clarificare, orice conflict în fiecare partid, este un lucru până la urmă sănătos, pentru că el permite de a ajusta discursul, de a consolida activul, de a trezi noi așteptări, de a excita anumite așteptări, așa că în sensul acesta este normal. Eu mai degrabă aș privi sub alt aspect, capacitatea dreptei în general de a se coaliza într-o anumită cauză. Asta pentru mine este important și sub această perspectivă noi putem să vedem în ce măsură ar putea fi folosit un capital nou în cadrul alegerilor prezidențiale. Mă refer aici la partidele unioniste, dacă ar putea în continuare să susțină un candidat unic comun. Cât privește, dar pe de altă parte, actualul guvern este absolut departe de a-și îndeplini și acel program politic, pentru că acele doleanțe, să spunem așa, a Partidului Socialist care au fost incluse în program sunt departe de a fi acceptate de partenerii internaționali. Federația Rusă nu își manifestă prea mare entuziasm în a susține anumite pretenții socialiste pe de o parte. Pe de altă parte, situația reală prin care trece Republica Moldova poate să creeze o situație mai degrabă după alegerile prezidențiale decât până la alegerile prezidențiale, când puterea va trebui să fie configurată. Trebuie, nu va dori sau nu va dori cineva, dar ea poate să explodeze. Pentru că de bună voie nici Partidul Democrat nu își va lăsa nici o bucățică pe care o ține astăzi în mână, fie Vrăbiuța, fie nici Partidul Socialiștilor nu va ceda cu atâta ușurință putere. De aceea, pe de-o parte, va exista tendința aceasta de a menține acest guvern cu orice preț, pe de altă parte, situația și presiunea unor factori atât interni cât și mai degrabă externi, dar și externe, pot provoca orice greșeală la care greșelile de astea programatice, da? Limba moldovenească, alte chestii, federalizarea și așa mai departe, pot izbucni societatea, pot inflama situația probleme și societate. Guvernul acesta poate zbura în doi timp și trei mișcări. Da, domnul Mihai, și dumneavoastră spuneați de o nouă majoritate parlamentară. Domnul Cibotaru spune că este ireală deja o discuție dintre PSRM și blocul acum. Dumneavoastră? Evenimentele din 7-14 iunie anul trecut au demonstrat că în Republica Moldova cuvintele partidilor și faptele lor diferă. Vă aduc aminte că blocul acum a jurat pe 21 februarie când face alianță cu socialiștii și cu PD-ul, s-a dovedit după asta că au făcut chiar și un bloc politic, au semnat documente politice de angajamente reciproce, fără niciun fel de remușcări, fără niciun fel de resentimente, și în acest context putem să concluzionăm că orice e posibil în politica moldovenească. Dar
Dacă ne întoarcem la matematica și ecuația actuală avută în Parlament și în Guvern, raporturile dintre PSRM și PD nu sunt formalizate. Declarația domnului Dodon trebuie comentată cu mare atenție pentru că ea nu este întâmplătoare. Din informațiile mele sunt anumite nemulțumiri și într-o tabără și în alta de cum merg lucrurile și cum merge relația în coaliția neformală sau tehnică, PD-ul arată anumite nemulțumiri față de lucruri. PD-iștii cer foarte deschis un acord politic clar de guvernare, pentru că acum nu există claritate, fiecare decizie trebuie analizată în particular, fiecare lege se și competențele și legile se adoptă după, de fapt, niște discuții ad hoc. Deci, minusul unei coaliții tehnice, cum îi spun eu, este că premierul este figura centrală în coaliția tehnică, el are o relație specială cu cele două partide și toate deciziile trebuie care se iau trebuie discutate ad hoc. Plusul unei coaliții politice este că acolo sunt prevăzute toate momentele respective pe un termen oarecare. Este o claritate în împărțirea funcționalităților, funcțiilor și atribuțiilor și etc. Și rolul este mai mare a partidelor care compun această coaliție. Și aici sunt anumite probleme în funcționarea acestei coaliții tehnice. Președintele a venit cu o opinie clară. El este împotriva unei formalizării relațiilor între PD și PSRM. Dânsul a aruncat și către blocul acum o săgeată, în sensul în care le-a propus să nu distrugă podurile, că există cale de dialog. Din ce înțeleg eu, în luna aprilie, așa cum a spus președintele Dodon, se va face o contabilizare a acestui guvern Chicu și se va lua o decizie să continuă cu guvernul Chicu în formatul actual sau se va merge pe alte construcții. Și aici se deschid două căi. Sau spre altă coaliție, probabil că se va discuta pe mai multe paliere, inclusiv PD, blocul acum, inclusiv PSRM, blocul acum, sau se va merge la legea anticipată împreună cu cele prezidențiale și aceste scenarii acum nu sunt reale astăzi. Ele pot să prindă contură, așa cum spune domnul Cibătoară foarte corect, dacă vor apărea disfuncționalități majore și dacă vor fi anumite inițiative politice sau, cum a spus ieri domnul Jezdan, legate de politica națională, sensibilitățile respective de limbă, de istorie, care ar putea să inflameze și să arunce în aer toate aceste construcții. Nu știm cum vor evolua în următoarele câteva săptămâni sau câteva luni evenimentele. Eu sper că nu vom avea convulsiune și nu vom avea pretexte pentru crize politice majore legate de subiecte identitare sau de ceva de genul ăsta. Dar nu putem să excludem că, pentru că noi am avut în Republica Moldova situații în care din senin au apărut anumite crize politice care au condus la căderea de guvern. Vă dau de exemplu căderea guvernului Maia Sandu. Nimic nu prevestea căderea acestui guvern la începutul lunii noiembrie. Și iată că o inițiativă de asumare răspunde de pe legea procuraturii, în 2-3 zile a dus la căderea unui guvern. În acest context, sunt și eu atent și înțeleg că astăzi nu există premize pentru căderea guvernului Chicu. Premierul nu oferă aceste motive, Chicu. Motivele poate să le ofere unul dintre partenerii guvernului. Dar premierul Chicu are o problemă. El are două partide care lucrează fără coaliție și trebuie de fiecare dată să meargă la fiecare partid și să găsească limbă comună pe subiecte care deseori sunt greu de depășit pe anumite dimensiuni. În concluzie, eu cred că acest guvern are toate șansele să ajungă până la prezidențiale. Dar să vedem dacă nu se vor întâmpla anumite chestiuni care ar putea să bulvereseze activitatea normală a guvernului. PD-ul, cel puțin așa cum ați menționat, neformal este într-o coaliție cu PSRM-ul, dar domnul Cibătară spuneați că capacitatea drepte ar putea să crească atunci când se vor coaliza pentru o anumită cauză. Da, exact. Așa cum a făcut atunci în iunie, acum cu PSRM-ul, au avut o cauză pentru care au făcut acea coaliție. Cum vedeți dumneavoastră, iată, această coalizare, dintre cine? Eu cred că mișcarea, cunoscând-o în primul rând Maia Sandu și PAS-ul, îi contează mai mult în configurația aceasta. Nu vor mai merge niciodată la o nouă creare a unei noi majorități cu Partidul Socialiștilor. Le-a costat extrem de scump. Toate riscurile, vreau zic, s-au adeverit. Ei și-au luat porția sa de
depresie și dezamăgire și nu vor mai merge. Și nu mai există acea necesitate geopolitică de a-i pune împreună. Dar sau de a susține democrat? Împreună. Ea a creat această... Acuș, deci această majoritate a creat și niște dezamăgiri enorme la vecini, și la ucraineni, și la români, și ele tot trebuie luat în calcul. A doua oară nimeni nu va merge pe această cale. Acum cu PD-ul ar putea exista așa o formulă, numai că eu cred că cei ce le disparte astăzi sunt încă destul de adânci râpile care le dispart, mai degrabă decât puntișoare sau podețuri care i-ar uni. Da. Eu nu vorbesc și de garda lui Plahotniuc și de prezența lor masivă și comportamentul lui post-Plahotniuc în același trend care a fost. Deci eu cred că este o echipă care a fost formată într-o ambianță profund coruptă și eu nu cred că există suficient material pentru a discuta însăși posibilitatea creierii unei astfel de majorități, doi, de a o susține în cadrul Parlamentului bătându-se cu stânga, bătându-se cu socialiștii și cu Partidul Ușor, și trei, să asigure o guvernare până la următoarele alegeri parlamentare. Dar pentru a crea, deci nu cred că acum este în stare să declanșeze de unul singur cu PD ca un scop declanșarea legilor anticipate, dar aici trebuie să examinăm mai mulți factori. Deci să nu uităm că președintele joacă un rol cheie în cazul acesta. Deci calcule, orice calcul pozitiv pentru a vedea acest scenariu cu alegerile anticipate, astăzi este foarte nebulos, mai multe neclarități decât un scenariu care ar fi fezabil. Și de aceea eu nu văd nici rostul, nici necesitatea pentru ca partidul, ca blocul acum, astăzi, să treacă peste toate aceste frustrări și aceste momente despre care m-am referit și să forțeze o coaliție cu Partidul Democrat. Întrebarea cheie este pentru ce? În numele a ce? Pentru că să nu uitați că mai ales în ajunul prezidențialilor, întrebările acestea vor costa enorm de mult. Și, deci însăși manifestarea unui interes de a crea o coaliție cu Partidul Democrat poate să o coste pe Maia Sandu sau Andrei Năstase ca viitor candidați foarte mult, mult mai mult vor costa decât efectele pozitive, că uite ar putea face ceva împotriva guvernului socialist, împotriva lui Dodon. Eu nu cred în acest narativ. De acord cu domnul Cebotaru aici că ar dauna pentru Maia Sandu, dar și pentru Năstase Andrei, dacă ei ar merge la o nouă coaliție cu PSRM-ul. Dovada este faptul că Andrei Năstase a pierdut alegerile la primărie în 2019, după venind dintr-o coaliție cu socialiștii. Ceea ce a răcit și relația din cadrul blocului acum. Dar am vrut să spun că el în 2008 și-a câștigat alegerile, fiind fără resurse, fiind atunci Plahotniuc la guvernare în Republica Moldova. Iată că în 2019, fiind ministru de interne, având un guvern în spate, a pierdut alegerile, ceea ce demonstrează că în partea cea mai dură de statul pro-european nu a acceptat această coaliție cu socialiștii și în contextul alegerilor prezidențiale care se prefigurează, sigur că și pentru Maia Sandu ar fi o mișcare, dacă nu se înucega, așa cel puțin foarte periculoasă politic, o revenire într-o alianță, într-o formă sau alta cu socialiștii. Ceea ce ține de al doilea scenariu, ceea ce a spus cu Partidul Democrat? Da, ceea ce a spus Maia Sandu, că sunt posibile anumite discuții cu Partidul Democrat. Dar așteaptă cumva o curățire până la, deși situația este... Curățirea este o chestiune, iarăși, care poate fi interpretată în mod diferit. Nucleu grupării Plahotniuc a plecat din PD, Iaralov, Constantin Botnar, etc. Da, au mai rămas încă câțiva acolo care pot fi atribuiți către nucleu, dar ei nu sunt foarte mulți în fracțiunea PD-ului de astăzi, sunt maximum 5 persoane acolo,
care opinia publică îi cunoaște, cine sunt ei. Restul sunt oameni din raioane, președinți de raioane, șefi, primari foști, medici, etc. Persoane absolut care n-au treabă cu Plahotniuc și cu nucleului. Cel puțin 25 de oameni în acea fracțiune. Astfel încât ideea unei încercări de a discuta cel puțin între PD și blocul acum, ea ar putea să fie fezabil într-un anumit moment. Pentru asta trebuie să existe condiții. Astăzi nu există condiții pentru a sta la masă liderii PD-ului și liderii blocului acum, ținând cont de mai mulți factori, dar cred că factorul cel mai important este că eu nu cred că Maia Sandu, care are astăzi un rating prezidențial, ar conveni orice fel de intrare, orice fel de coaliție de guvernare, inclusiv cu PD-ul sau cu PSRM-ul, pentru că obiectivul principal a ei la 8 luni de alegeri ar trebui să fie alegerile prezidențiale, așa ar fi normal. Să vedem care vor fi evoluțiile scenei politice, pentru că ele oferă deseori niște scenarii care noi nu le putem să le prevedem. O eventual conflict deschis între fracțiunea PD-ului și cel al socialiștilor nu poate fi evitat sau neglijat completamente. Deocamdată avem declarația domnului Dodon care arată anumite supărări față de fracțiunea PD-ului. Să vedem dacă ei vor reuși să depășească aceste animozități. Cert este că Republica Moldova are nevoie de o resetare a clasei politice. Alegerile din 24 februarie au fost acuzate de încălcări masive în contextul noului cod electoral, în contextul faptului că atunci se declara că au fost încălcări care au fost în două circumscripții vizibile, cele din Transnistria, au fost anumite rapoarte critice unor observatori internaționali. Eu cred că după alegerile prezidențiale, tema alegerilor parlamentare anticipate trebuie să revină în prim plan. Dar poate chiar ar fi un subiect de discuție și alegerile anticipate parlamentare împreună cu cele prezidențiale. Oricum, Parlamentul astăzi, cum arată el, este o imagine distorsionată din 24 februarie 2019, când alegerile au mers pe scenarii foarte și foarte aproximative, să zic așa. În acest context, eu cred că alianța PD-PSRM neformală are șansa să existe până la prezidențiale. Asta eu acord acest scenariu 70%. 30% că poate să fie unul din celelalte două scenarii implementate, dar cu mari rezerve. Iată, dacă ținem cont și de faptul că în Partidul Democrat știm foarte bine că există de așa acolo disensiuni. Deja s-au împărțit s-au divizat în trei părți, echipa domnului Filip, echipa lui Adrian Candu și echipa celor care au ieșit din Partidul Comuniștilor și cumva s-ar orienta, cel puțin asta spun și unii. Sunt două grupuri, de câte am înțeles eu, dar în cadrul unui grup sunt două, ca zic așa, opinii, dar să spunem simplu, este grupul care colaborează cu președintele Dodon și cu guvernul Chicu, este grupul Filip Deacu, și este grupul care se mai spune Plahotniuc, condus de Candu și Cibotari. Asta ar fi două grupuri clare care s-au prefigurat acolo. Eu cred că această împărțire în grupuri, în clanuri, este foarte aproximativă. Toți au conlucrat cu Plahotniuc, toți au fost aleși de Plahotniuc, toți au pe conștiința lor suficient nemulțumirea oamenilor, fie la fața locului, dacă cineva sunt din raioane, fie la nivel național, dacă e vorba. Deci eu nu cred că cineva poate să-și adjudice acum o disidență față de Plahotniuc. Deci toți au fost într-un regim anume, toți au trecut niște filtre de o disciplină absolut de fier, în care și de ce nimeni nu se dintre și nu este suficient de curajos să-și rupe lanțurile cele în care s-au încătușat ei singuri atunci când au intrat într-un partid profund corupt. Deci eu nu cred în aceste disensiuni interne, etc. Dar credeți că... La momentele critice, da, toți, nu, asta nici nu cap îndoială. Noi nu vorbim acum de diferența de interese dintre Filip sau Candu și așa mai departe. Asta mai puțin contează. Contează faptul și eu demonstrat că în momentele de criză, în momentele importante, știu ce înseamnă disciplina, știu ce înseamnă coeziunea și nimeni nu va risca să iasă din acest cerc vicios. Pentru mine asta nu este o frăție de cauză, este o frăție de hoți, un fel de omerta,
Și în cazul acesta, pentru mine, lucrurile acestea sunt destul de clare. Și eu cred că nu trebuie noi să ne bizuim și să recomandăm cuiva să facă prea mare mize pe un astfel tipuri de dialoguri politice. Nu. Ocazionale, da. Din păcate, asta e realitatea politică și tu nu poți face abstracții de faptul că atunci când se votează unanim, a votat inclusiv și Șor, a votat inclusiv și Bătnaru sau cineva din acei care sunt arhicunoscuți astăzi, ținta numărul 1 a dezaprobului public. Și aici nu poți. Dar sunt de acord că Parlamentul ar trebui resetat, numai că eu cred că el nu ar trebui să fie o acțiune urmarea a unei crize neașteptate. El ar trebui să fie urmarea a unor înțelegeri politice. Iată, săptămâna trecută Vladimir Voronin spunea aici, în studio, că totuși, deși Vlad Plahotniuc este plecat, are un rol foarte important în ceea ce se întâmplă astăzi aici, în Republica Moldova, în viața politică. Sigur că dânsul mai are un trus de presă, din câte știm noi, destul de puternic. Are un grup de deputați care este fidel în cadrul fracțiunii PD-ului. Fără îndoială că dânsul, probabil că de psihotare, că unii deputați recunosc, mai sunt în comunicare cu el, posibil că el mai discută, mai are o anumită influență, dar eu cred că nu putem să vorbim despre influența domnului Plahotniuc ca fiind una decisivă sau fiind una asupra guvernării sau asupra... Trebuie să înțelegem că dânsul este într-o defensivă foarte profundă, are probleme cu justiția, are probleme și în Statele Unite. Eu cred că el mai mult se ocupă acum cu treburile lui personale și cu gestiunea dosarelor și încercarea de a-și găsi un refugiu decât cu influența asupra fenomenului politic din Republica Moldova. Cel puțin așa înțeleg eu lucrurile. Da, iată, vreau foarte repede să vorbim și despre, dacă este să ne uităm pe filiera de stânga, vedem că fostul comunist Marc Tkaciuc a făcut acel partid, a creat un nou partid, Partidul Acțiunii Comune, Congresul Civic. Îl vedeți, cum îl vedeți? Cum îl vedeți în viitor? Ca un concurent puternic pentru forțele de stânga sau nu știu? Eu am salutat apariția acestui partid pentru că el a fost o alternativă pentru conaționalii noștri care sunt și vorbitori de limba rusă și etnici ruși. Au o anumită, să spunem așa, o anumită etnosferă în Republica Moldova. Și am salutat faptul că ei, unul din scopurile principale, inclusiv și a creierii acestei noi mișcări, a fost lupta cu corupția. Lupta cu Plahotniuc, lupta cu Dodon, cu toate fenomenele și deci această capacitate moralistă mi-a părut foarte atractivă și necesară pentru Republica Moldova și pentru această zonă în care nu poate ajunge, din păcate, nici partidele unioniste, nu au ajuns suficient și convingător nici pasul sau platforma, da. Și vreau zic că, deci, crearea unei platforme evident care se bazează pe niște valori universale, care nu sunt valorile de care se ghidează Putin, de exemplu, regimul lui Putin sau acest tip de idei sau aceste ideile iliberale a lui Orban în Ungaria sau... Deci este suficient de modern și cu un discurs foarte bun. Pe cât ei pot să fie concurență Partidul Socialiștilor, cred că șanse puține, pentru că din păcate, acea categorie de electorat care a votat Partidul Comuniștilor, care îl votează astăzi Partidul Socialiștilor, Partidul Ușor, într-o oarecare măsură și Partidul nostru al lui Usatei, ei totuși sunt ghidați mai degrabă pe un vot reflector, mai degrabă decât unul conștient. Dar pentru discursul general, pentru discursul politic, pentru polemica politică, un astfel de partid este foarte, foarte benefic. Și eu cred că acest partid astăzi lucrează aproape în exclusivitate pe terenul fostului partid comunist sau ce a rămas din acel partid comunist. Și eu cred că zona aceasta, să vedem mai departe la comportamentul, îmi place acest formatul acest strict democratic
destul de serios, care nu este bazat pe bani, pe interese, pe modelul la care noi ne-am deprins a creierii partidului. Haideți să spunem așa, este o inițiativă cetățenească a conaționalilor noștri, pe care trebuie să fie salutată până în momentul în care ei vor devia de la acest curs sau vor crea. Dacă este să ne uităm, iată, deja trec de partea cealaltă. 5 formațiuni și-au unit forțele pentru pro-unioniste și-au unit forțele pentru a forma acea mișcare politică Unirea. Care va fi rolul acestei mișcări, iată acum că s-au unit? Pentru că înainte de prezidențiale toți spuneau că Unirea ar putea cumva să-i facă mai puternici. Apropo, este salutabilă această intenție a lor și deja iau și un protocol, pentru că există circa 30% din cetățenii Republicii Moldova care doresc unirea cu România, dar nu sunt reprezentați direct în Parlament. În cadrul Parlamentului actual, ei au fost reprezentați prin blocul acum și am văzut că deputații Țicu și domnul Reniță, cei doi deputați, și-au afișat convingerile lor unioniste și încearcă să construiască ceva în jurul lor. Aici avem PUN-ul și blocul Unirea, care vor încerca să concureze între ele, să vedem dacă vor reuși să devină partide parlamentare. Același lucru și cu partidul domnului Tkaciuc, care sunt niște partide, niște extraparlamentare, care își afișează anumite ideologii, caută aderență. La momentul actual, eu cred că, dacă vorbim despre blocul Unirea sau de PUN-ul, care este la fel un partid unionist, ele sunt în căutare, sunt de membre, sunt în construcție. Să vedem care vor fi relațiile dintre ele două. Poate într-o bună zi se vor așeza la masă de negocieri și vor încerca un format care să-i apropie de alegerile parlamentare într-un format în care pot participa împreună, pentru că ar putea să ia și unii și alții 3-4% să piardă Parlamentul. Și pe stânga și pe dreapta, dacă vorbim de Tkaciuc pe stânga și de blocul Unirea pe dreapta, avem, ca zic așa, încercări de a intra în politica mare. Să vedem dacă se va reuși. Da, foarte repede voiam să vorbim și despre sondajul Institutului Republican Internațional. Președintele Igor Dodon și ex-premierul Maia Sandu sunt la egalitate în topul încrederii politicienilor. Așa arată sondajul. După cum vedem, și domnul Mihaiș spuneați că nu a recunoscut niciunul nici altul că vor candida la alegerile prezidențiale, dar cel puțin se sugerează. Un clasic este, cum spunea și domnul Cebotaru, să candideze cei care sunt în sondaje, în majoritatea sondajelor, sunt clasați în top, în primele locuri este Dodon pe stânga, Maia Sandu pe centru dreapta. Dacă nu va fi cineva dintre ei prin motive obiective sau subiective scoși din cursă sau convins să nu candideze, dacă nu se întâmplă cumva ca decizia Curții Constituționale din 2016 să fie anulată de actuala componență a Curții Constituționale, pentru că nu putem exclude nici acest scenariu, revenirea legii reprezentative în Parlament, acest lucru cumva stă în aer. Până când nu vom avea un control acelei decizii dictată la Curtea Constituțională, vom fi în așteptare de orice eveniment de genul ăsta. Vorbind de sondaje, eu cred că încă nu este momentul. Deci, bine, îl vedem ca o evaluare suficient de distantă de eveniment. Pentru că am văzut, ambii candidați au capacități și posibilități de mobilizare masivă a electoratului. Într-adevăr, sunt de acord cu faptul că există două schimbări majore vis-a-vis de anul 2016. S-a schimbat general atmosfera în Republica Moldova. Sper eu foarte mult că totuși instituțiile statului care parțial au fost decapturate după evenimentele din iunie nu vor fi putut recapturate de către actualul regim social și democrat. Și în aceste sensuri eu cred că noi putem să ne trezim la foarte multe surprize. Candidatul dreapte, dacă dreapta va reuși să se
mobilizeze, are toate șansele să bată, inclusiv candidatul stânge, cât de bun ar părea astăzi ratingul. Stimați invitați, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Am ajuns deja la sfârșitul acestei ediții. Stimați radioascultători, vă reamintesc că ați ascultat emisiunea Loc de Dialog. Invitații ediției din această seară au fost analiștii politici Viorel Cibotaru și Roman Mihăieș. Eu, Cristina Popescu, și regizorul Galina Madan, vă dorim o seară liniștită. Toate bune!